Bine ați venit! Vreau să fie o atmosferă așa relaxată, să discutăm liber și să pot să-mi spun gândurile în Timișoara, cum nu le-am spus în toată țara, pentru că sunt chestiuni interesante, nu numai din punctul meu de vedere, ci din punctul de vedere al civilizației valahe, ascunse și minimalizate. Nu știu dacă cu rea credință, din adins sau din prostie sau din nepăsarea noastră, dar este o civilizație, a fost o civilizație. Eu vorbesc în ultima carte, care e obsesia mea, 500 de pagini, finalizată după alte două cărți anterioare, pentru că n-am reușit să formulez așa cum voiam, am adunat la date, dar datele nu lucrau între ele și abia acum zic eu că au început să lucreze, urmează și a patra, că încă nu lucrează bine la a treia datele între ele, nu e acel flux, acea fluență între date, între informații de care am nevoie ca să iasă ceva pe înțeles și într-o poveste. O poveste a civilizației valahe. Deci am întors cartea Arcașului Efraim cu partea asta, pentru că aici este marea descoperire pe care am făcut-o. E vorba de mobilele pe care le vedem peste tot în țara asta, în mod deosebit, și după aceea, peste tot unde neamul meu valah a pus stăpânire. A pus stăpânire în felul lui, pașnic, cu modul lui de a exploata aurul, de a scoate aurul din piatră. De fapt, se zice că 66% din aurul Europei a fost exploatat în Transilvania. Lucrul ăsta o spune un ungur. Dracului ungurii, întotdeauna când ne spun chestiile astea, trebuie să o luăm de bună, măcar de data asta, că rest ne blamează, dar 66% din aurul lumea a fost exploatat în Ungaria, zic ei, Ungaria, având o Slovacie care mai exploata aur, în rest trebuie să dăm aurul Transilvaniei și ungurii întotdeauna l-au dat românilor, au acordat această exploatare românilor, valahilor. Valahii au un nume de care ne ferim, ne jenăm. Valah, ce înseamnă valah? Pentru ca să aflu numele ăsta, a trebuit să merg la celți. Celții sunt numiți de către germanici, că germanicii au fost cei care ne-au identificat cel mai bine în lume. Sunt numiți de către germanici Valhaz. Asta înseamnă vorbitor de latină. Germanicii ziceau, mă, ăștia vorbesc ca un fel de latină. Deci să reținem aproximația, nu neapărat indicația, ca un fel de latină, spuneau despre celți. Celții, valahii și cumanii sunt de același neam, sunt neam de sânge mai apropiat decât cu latinii. Deci, nu veți auzi niciodată din ceea ce a mai rămas din celți că ar pretinde că sunt urmași ai latinii. Celții n-ați auzit de așa ceva, o astfel de pretenție a celților că ar fi urmași ai latinilor. Nu. Nu pretind așa ceva. Noi pretindem. Am ajuns să pretindem la nivel național că suntem urmași ai latinilor. Înainte de a fi urmași ai latinilor, dar mult înainte, suntem de același neam cu celții și cu cumanii. Acum, chestia cu cumanii, care e partea estică, n-o spun eu, a spus-o toată școala ardeleană, absolut toți din școala ardeleană, inclusiv Petru Maier, adică Petru Maier, Gheorghe Șincai, Samuel Micu Klein și alții din școala ardeleană au spus. Petru Maior, titularul acestei generații a școlii ardelene, acestui curent, așa cum îl face Nicolae Iorga în
opera lui despre literatura românească, spune, Petru Maior spune în toate cărțile lui că acești cumani au fost de neam românesc, așa spune el. De neam românesc au fost cumanii veniți din Est, de undeva de lângă lacul Balhaș, adică din apropierea Chinei. Și au venit încoace. Acum, trec peste chestiunea, că nu sunteți pregătiți de nicio culoare ca să vă spun mai multe despre modul în care dovezile care ne duc spre înrudirea cu cumanii și veți respinge și alte lucruri odată cu respingerea religiei comune a cumanilor cu românii. Cumanii, într-adevăr, apar târziu, în secolul XI, după ce îi căsăpesc pe cazari, apar în spațiul nord-pontic. Dar celții au o vechime mai mare. Vechimea celților se leagă, ca să vă dau un element pitoresc, ca să vă corup. Un element pitoresc despre originea comună a noastră cu celții este Biblia scrisă la Olmütz în 1400 și ceva, în care celebrul capitol referitor la scrisoarea lui Pavel către galateni este intitulat Scrisoarea lui Pavel către Valahi. Scrisoarea lui Pavel către Valahi. Atât de bine am semănat noi cu celții, încât la acea dată, la acel an, 1400, când a fost scrisă această Biblie, mulți le spuneau celților Valahi. Atât de bine semănam. Asta este concluzia mea, pe care o duc mai departe. E vorba de un descălecat, Roman și Vlahata, care a stat la baza etnogenezei poporului român și chestii de genul ăsta, că originile noastre se trag din Italia. Și de ce se trag din Italia? Pentru că acolo se vorbește de volsci. Volscii din Italia, despre care povestește Ian Dlugoș, marele cronicar de secol XV al Poloniei, și spune că românii, valahii, se trag din volscii care veniseră din Italia. Ei, școlile poloneze le urmează Grigore Ureche, Miron Costin și mulți alții. Aceste școli poloneze catolice preiau de la catolici obsedanta lor trimitere la originile noastre latine, pentru fonetica limbii, pentru sunetul limbii române, exact ca la germanici. Sunam ca latinii. Bun, dar papa o face deliberat. Papa o face deliberat în sensul că spune că ne tragem din latini. La baza acestei origini latine stă această legendă referitoare la originea noastră din Roman și Vlahata. Origine preluată și bine analizată de istoricul Gheorghe Brătianu, marele istoric Gheorghe Brătianu, care constată că legenda originii noastre din Italia nu a intercalat volscii, cei pe care îi numește Ian Dlugoș, într-o discuție referitoare la bătălia din Codrii Plonin din 1359, când valahii îi bat de nenorocesc pe polonezii lui Cazimir cel Mare în Codrii Plonin, undeva deasupra Moldovei, câștigând o bătălie imensă, făuritoare de neam și țară, se grăbesc cronicarii noștri naționaliști să scrie. Dar Ian Dlugoș, marele cronicar simpatizant al valahilor,
spune foarte fain acolo, foarte clar. Încearcă să dea o explicație. El ne simpatiza în mod deosebit pe noi, pe valahi. Lucru de care nu prea am beneficiat noi în cronicile occidentale, în cronicile catolice, dar la Ion Dugloș, la Ion Dugloș, da. Și spune de noi, ce domnii ăștia au venit din Italia cândva, de la Volști. Ei, românii când au auzit Miron Costin, Grigore Ureche, cei care au făcut școlile catolice în Polonia, s-au grăbit, ne tragem din latin. Nu, din Volști. Nu uitați niciodată să intercalați Volștii. Ori Volștii sunt neamul celtic. Neam celtic în nordul Italiei, din care ne tragem. Din Italia, da, de acolo venim, dar acolo erau Volștii, cei pe care cronicarii români au uitat să-i menționeze. Și eu vreau să, și țin la această mențiune, pentru că vreau să ne tragem dintr-un neam de oameni cum se cade. Nu dintr-un dintr-un neam de oameni victorioși. Pentru că viața e scurtă. Viața e scurtă și după aceea urmează o perioadă lungă când stăm la o altă masă. Cu alte făpturi. Și făpturile alea s-ar putea să le treacă la răspundere. Ce ați făcut pe pământ? Ne-am luptat cavalerește. Nu, nu. Astea nu sunt fapte. Astea nu sunt fapte de oameni. Ei, nimeni nu are ca românii capacitatea asta de a se așeza în veșnicie. Laura, tare aș vrea dacă mi-ai spune acum toată lumea dintr-un neam. Da, imediat. Deci, să fie expeditivă. Da, nu se face probleme, că nicio grabă. Deci, HD-ul a intuit... Omul ăsta a nemernicit din toate punctele de vedere, a fost atât de sabotat, atât de... Nu găsesc inteligență mai febrilă pentru datele lui, pentru momentul în care el a lucrat. Nu-l vă luați după ceea ce trăia el să scrie acum. Nu vă luați după hipsterii de azi, care n-au nicio carte scrisă, dar știu atât de fluent să vorbească, ca un Florin Roman, ca și o grămadă de alți politicieni care sunt foarte fluenți în vorbire, dar nu scriu nimic. Pentru că a scrie înseamnă a rămâne ceva după tine. Da, nu se face probleme, că nicio grabă. Dacă aș ști unde am rămas, că m-am aprins un pic la chestiunea asta cu Volștii. Da, deci asemănarea noastră cu celții se trage de la acest Volști. Un capitol al istoriei universale la care noi românii am lipsit și lipsim. Lipsim și la ora asta. Nu înțelegem că în anul 280 înaintea erei noastre s-a produs o mare migrație, emigrație a celților, a galatenilor, a celor galateni din scrisoarea Apostolului Pavel, pe care găsim în Anatolia, veniți dintre Spania și Franța, acei volști. Și ei au semănat în tot teritoriul lor, trecând prin Galiția, prin Galațiurile noastre, și ajungând în Galatea, în Anatolia, au semănat plin de galațuri. Atât de multe încât marele nostru, istoric, și domnitor și voievod, Dimitrie Cantemir spunea că oarecând toată Moldova și toată România s-a numit Galația. Galatea, Galația. De acolo ne vine și capul de boul. Deci noi am lipsit de la această lecție de istorie și nu știm nici astăzi. În anul 280, înaintea erei noastre, are loc marea migrație a celților dintre Spania și Franța, venind și dând numele Galiției poloneze, coborând din Galiția poloneză până la Galațiul nostru, coborând în Delphi, fiind înfrânți și după aceea colonizați în Anatolia, în Galatea de azi, în Galatea unde joacă Hagi fotbal cu echipa din Galatia. Aceia sunt celții ajunși acolo dintre Spania și Franța.
Aceștia au venit cu un aport deosebit. Noi eram aici și țin să fac precizarea asta. În anul 280 înaintea erei noastre, când ei au venit și au făcut această emigrație masivă, spulberătoare, colosală, cu celtul murind undeva la Delphi, cu acea imagine care a supraviețuit chiar și astăzi, datorită tragismului acelui celt, noi am lipsit de la această istorie, de la această lecție de istorie și nu vrem să ne însușim. Să suprapunem peste dacii preexistenți la acea dată, adică în 280 înainte erei noastre, și acești celți, acest aport celtic. Asta nu înseamnă că numai atunci s-a întâmplat, că numai atunci au venit și celții, ci înseamnă altceva. Înseamnă că noi trebuie să ne corectăm legenda aia, roman și vlahata. Înseamnă că trebuie să înțelegem că între romani, între romanii din legenda roman și vlahata și valahi, au existat volșcii, au existat celții. Și trebuie să-i agățăm în periplul lor de acolo până în Anatolia cu ei, cu valahi. Trebuie să-i agățăm, să-i localizăm undeva. Bun. Ceea ce am avut fericirea, deosebită la prezentarea de la Arad, ca Doru Sinaci, viceprefectul județului Arad, să spună: da, domnule, recunosc, ăsta este modul de producere a mobilelor din toată lumea. Ăsta este modul. Deci acele mobile gurguiate, acele gorgane scitice, acei tumuli celtici pe care îi vedem noi, cărora le spunem tumul, le spunem fel și fel de chipuri. Cun halmoc, le zic ungurii, sunt de fapt movile de steril rezultate în urma spălării aurului. Eu vin din zona munților Apuseni, deasupra casei mele sunt foarte multe astfel de movile. Locul îi zice haldine, ceea ce înseamnă haldă de steril. Locului se zice urieș, că au lucrat urieși acolo. Urieșii brăzdează iarăși legendele noastre românești și nu știm ce e cu ei. Și vine Lazar Șeineanu, un mare lingvist, care le atribuie locul undeva în Cazaria, adică lucruri produse de cazari, lucruri de prestigiu antic, imense, mari, ca mobilele. Vreau să știți că toate mobilele din curțile românilor, de peste tot pe unde se află, cele 5 mobile de la ieșire din Vladimirescu, mobilele de la Șona, cele 100 de mobile din satul, 100 de mobile din Sibiu, în Sibiu e plin de ele, aceste mobile, toate sunt produse, sunt pline de steril rezultat în urma spălării aurului. Păi am început cu 66% procentul acela al aurului, rezultat în Europa din spălările, din exploatările făcute de valachi. Astea sunt dovezile. Astea sunt dovezile. Și vă spun un lucru îmbucurător, că de-aia vreau să ne întâlnim și de-aia am făcut acest periplu, nu pentru vanitatea de a vă povesti, pentru că mie mi-a dispărut vanitatea asta, nu mai am vanitatea asta, ci pentru că vreau să nu-l las pe investitorul străin, ăla pe care noi îl tămâiem și am fost educați, să-l stropim cu apă rece, pentru că are naturelul sensibil să pună mâna pe acele mobile înainte de a ști voi de ele. Toți cei care sunteți aici și propagând în continuare, că sunt pline de aur încă. Samuel Köleseri Junior, prin 1717, scria o carte despre aurul daco-roman și spune că aceste mobile, la un moment dat, după 50-60 de ani, erau exploatate din nou. Exploatarea era reluată de către cei care știau să facă exploatarea pentru ca să mai scoată încă aur din acele mobile. Și vă spun încă o taină. Niște maghiari au făcut un studiu în vecinătatea Aradului cu Ungaria și au găsit acolo o grămadă de mobile, nu de mari dimensiuni, în Pecica, peste tot de fapt. 20-30 de mobile. Cum sunt făcute alea? Cu cioaca. Am căutat atât de mult să aflu ce înseamnă cioaca aia, ce înseamnă toponimul ăsta cioacă. Cioacă înseamnă moara de vânt. Acel braț gârgojat ca o cioacă care a... Și cu aia, când n-aveau stupe,
sau așa le ziceau moldovenii, morilor de exploatare a aurului, adică de spargerea pietrei, șteampurilor, cum le zicem noi moții, le ziceau stupe, când n-aveau apă să creeze stupe sau mor de exploatare a aurului sau șteampuri, îi făceau cioace. Și o să găsiți în toată țara asta cioaca lui Bolândău, cioaca pietrarului, cioaca nu știu cui, cioacă. Cioacele alea sunt pe vârfuri de deal și pe vârfuri de moviliță din asta, întotdeauna. De să știți de treaba asta, pentru că divulgarea pe care am făcut-o este prima. Nu s-a știut până acum care este originea acestor movile de steril, acestor movile, acestor dâmburele. Și încă o chestiune, le puteți identifica foarte ușor cu Google-ul, pentru că au o culoare albă. E o pată albă. La o anumită apropiere de imagine, ele au pata, e o culoare albă, pentru că e steril în ele. E steril în ele. Și atunci Google-ul prinde rezonanța, eu știu prin ce fenomen, îi dă o culoare albă, o localizează ca albă. Și apare alb. Așa, sunteți câțiva prieteni de-ai mei foarte buni pe aici, care aveți bani. Aveți grijă. Puteți investi în chestia asta. Și cu timpul statul trebuie să vă dea voie să exploatați acest aur existent în aceste mobile care sunt produse de neamul nostru și care dau peste tot în lume, peste tot în lume dau originea Celto-Valaho-Cumane, a neamului românesc. A neamului nostru, că nu mai zic românesc, a neamului nostru. Mi-a părut bine că s-a produs lucrul ăsta pentru că vorbeam de Urieș. Eu fiind pe Arieș, Arieșul conține o grămadă de povești despre Urieș, povești despre aur, despre Uriaș, despre Arieș. Și o să le găsești în Arieș, pe Arieș. Zice că pentru ca să extragem Urieșii din legende, cu picioarele pe pământ trebuie să spună un silogism simplu. Uriaș, dacă Uriaș egal Arieș și dacă Arieș egal aur, înseamnă că Uriaș egal aur. Deci Uriașii nu e vorba de ființe mitologice, cum le-au spus istoricii, ci sunt băieșii, exploatatorii de aur. Acei țărani pe care îi găsește notarul anonim când vine în Transilvania, umplând toată lumea cu exploatări de aur. Altă chestiune pe care trebuie să o știți cei care s-ar putea să vă începeți de exploatarea, de prelucrarea acestor aurului existent încă în aceste mobile. Când mobila e cu vârf, încă n-a fost spartă și n-a fost prelucrată a doua oară. Cei de la Ungurime care au făcut studiul ăsta cu mobilele au găsit mobilele alungite. Zice, ochi de păun. Movila alungită, ochi de păun, este movila care a trecut deja de la vârful ăla la cea aplatizată. Adică a mai turnat odată nisipul prin exploatare. Și atunci s-a aplatizat, a devenit ochi de păun. Așa îi spun ungurii. Fain. Și găsesc o grămadă de movile la ei în țară, se continuă la noi în țară. Bineînțeles că nu au fost exploatate nici de unguri, nici de unguri. Nu au fost exploatate, au fost exploatate de cei pe care îi numim cumani între Tisa și Dunăre și cei pe care ulterior i-au numit valahi. Pentru că numele valah apare mult mai târziu decât numele cuman. Și apare când dispare numele cuman și apare suprapus. Și într-un termen hipsterist interferează cuman cu valah. Ce vreau să vă mai spun despre aceste mobile de steril? Sunt multe de spus despre ele, însă vreau să vă atenționez, nimeni n-a știut până acum și nebunia va începe. Pentru că așa ca aurul, nimeni nu electrocutează și nu mobilizează oamenii spre a face ceva. La noi, în munții Apuseni, nu puteai vorbi om cu persoană, spun toate poveștile referitoare la exploatatorii de aur. Pentru că atât de mult sunau șteampurile, sunau ruzile, rude, nu înseamnă iarăși rudărie, nu înseamnă rudă de aur de la slav, înseamnă acea pisătură pe care o făceau mojarele alea mari,
în care puneau piatră și pisau cu rudele. Și trebuia să fie foarte îndemânoși, că și alea două rude se încurcau dacă nu știau să lucreze ca lumea cu ele. Acele pisături pe care le făceau, după aceea luau piatra și intra în procedeele acelea pe care nu vreau să intru, că nici nu le știu bine și nici nu mă interesează să le mai știu bine. Le veți afla voi. Pentru că atâta timp cât îți lipsește apa, da, ai nevoie de o grămadă de instalații, dar acum apa nu mai este o problemă. Nu mai este o problemă. Și aș vrea să se știe că aceste exploatări aurifere imense au fost marca, a fost Nokia Valahe, una din indicațiile civilizației Valahe, una din indicațiile noastre. Dacă v-am dat acest prestigiu, dacă am reușit să-l redau, este pentru că, sigur, strămoșii au vorbit prin mine. În chestia asta n-am niciun merit. A fost un canal de comunicare și preluați-l, luați-l, identificați movilele acelea de steril. Că au început unele să cam dispară. Aceste movile de steril apăreau împreună cu niște năluciri. Și nălucirile au explicație. Eu chiar am chemat la una dintre expunerile pe care am făcut-o la Alba Iulia, am chemat un profesor de-a meu care îmi spunea că a venit pe la ora 3-4 noaptea, s-a dus dintr-un loc în altul, în vârful Petresei, acolo unde a avut loc accidentul aviatic, unde a picat avionul, și la un moment dat a văzut niște mișcări nălucitoare, el necrezând în parascavenii din astea sunt povești, și s-a rămas foarte impresionat și mai era cu cineva. Și a zis, ce să facem? El a zis, nu face nimica. Vezi de treabă, astea-s vâlvele. Astea-s acele vâlve care însoțesc aurul. Ele, de fapt, uraniu însoțește aurul. Uraniu însoțește aurul. Exploatările de uraniu nu totdeauna au aur. Deci rezervele de resursele de uraniu nu totdeauna au aur. Dar resursele de aur au uraniu întotdeauna. Ei, acest uraniu are o proprietate, să manifeste. Așa a fost depistat în 1936 în Biharia de aparatele de zbor naziste. Le-a impregnat acele radiații și au depistat că este uraniu în Biharia. În Biharia, exploatarea uraniului a început cu neamul nostru. O lucru de istorie pe care nu știți. Eu cu Aurelia nu m-am mai întâlnit de 60 de ani. Mă țineam în brațe când acum ne-am întâlnit, ne-am reîntâlnit. Ea e din Areșeni, din Lăpușu. Neamurile ei au stâna pe lângă Piatra Grăitoare, în Biharia, unde e Purtea de Schi. Ei, acolo s-au produs acele exploatări aurifere. Acolo a fost preotul Todea Viorel, care dirija avioanele naziste, care veneau, duceau personal înapoi, lucrau cu grupurile Schuschmann de legionari. Acolo au fost parașutări foarte multe. Până la acolo s-a ajuns încât parașutele erau abandonate, iar moațele culegeau parașutele și își făceau din ele rochii și probozi din Pătrăhăițești. Când i-am spus, a rămas încremenită la telefon. N-ar fi vrut să recunoască, pentru că astea nu se transmit. Deci, e o carte apărut acum, deci suferința nu se dă la neamuri. Suferința nu se dă la neamuri, scrisă de Lucreția Jurj. O biată femeie care a fost încălzită de propaganda asta care se face în circumstanțe, când ai chef, când ai nevoie, îl prostești, îl lucri, faci o populație întreagă să țină cu o ideologie. Ce au țăranii ăștia cu ideologia? Ce are o nație cu o ideologie? Are când are interese cineva. Ei, Lucreția Jurj, această partizană din munți, a scris o carte, Suferința nu se dă la neamuri. Adică, niciodată copiii moților n-au știut
N-au știut ceea ce știau părinții. Nu știau nici ceea ce știau vecinii. Nu știa ce... Nu, erau cei mai puțin știutori de fapte referitoare la exploatarea uranului sau la Șușman. Pentru că asta a știut moțul, să-și ferească cilegiu, deci, sau familia, să-și ferească familia de cunoașterea unor lucruri precise, pentru că venea securitatea și bătea și îi afla. Și atunci, ca să nu expună acestor primejdi, de ei ascundeau totul. Nu întâmplător, în 1951 are loc cea mai mare sau prima revoltă anticomunistă din lume, în Beliș, județul Cluj. A reușit să intru în posesia documentelor referitoare la revolta din 1951 din Beliș, județul Cluj, revoltă organizată după metoda în care a fost organizată și atacul, organizat și atacul Băncii Naționale din 1959, când 6 indivizi etnici evrei, toți, mă, ce să fac, că n-am zis rău de ei, nu zic, nu. Etnici, toți foști lucrători sau chiar lucrători în instituțiile de forță ale statului, securitate și partid, au prădat Banca Națională în 1959, 6 evrei. Ei, la Beliș, prima revoltă anticomunistă din salba revoltelor anticomuniste a fost organizată de astfel de înregistrați sau opriți la situația. A fost organizată de evrei cominterniști care ajunseseră în munții Gilăului între Cluj și Alba în timpul războiului, în anul 1944, în apropierea celor care lucrau în Biharia la exploatarea uraniului. Celor care lucrau în Biharia la exploatarea uraniului se zicea nemți, naziști. Nu știu cine erau. Dar în Petreasa, unde a fost doborât acest avion, au apărut acele fantome care l-au derutat pe Iovan, pe pilot, și s-a produs acel accident. E logic. Pe care îl știm cu toții. Ei, la Beliș, în 1951, s-au strâns 15.000 de moți. Au fost strânși de acești evrei. De acești evrei cominterniști din instituțiile de forță ale statului, sătui de comunism și dispus să-și consume agoniseala realizată din prădarea aristocrației într-un mod capitalist. N-au reușit în 51, n-au reușit nici în 53 în Germania, n-au reușit nici în 56 în Ungaria, n-au reușit nici în 68 în Cehoslovacia, dar în 89 au reușit. Nu s-au lăsat până ce n-au reușit. Astea suntem noi la ora asta, produsul unor revoluții pe care noi nu suntem în stare să le creăm, realizate de cei interesați, cei care au creat comunismul cu un scop și cei care au vrut să scape de comunism cu alt scop. Aceasta este cartea, volumul 2, referitor la revolta de la Beliș. Aici aveți în imagine pe asasinul lui Stalin. E cu două înțelesuri. Asasinul lui Stalin este și cel care era omul lui Stalin trimis în Statele Unite să-l omoare pe Trotsky și a încercat să-l omoare. El a condus din partea lui Berea o operațiune împotriva lui Trotsky eșuată de asasinarea lui Trotsky și în același timp este acest Grigulevici, este și cel care l-a asasinat pe Stalin. Omul lui Beria. Pentru că ce se întâmplă? Acest om, acest Grigulevici, instruit, prieten cu Beria, a organizat rețeaua din San Francisco, care a ajuns la Berkeley și a ajuns la Oppenheimer împreună cu verișoara lui Anna Paucher, Zarubina, Elisabeta Zarubina.
Au ajuns de la un brobodit pe Oppenheimer de trebuia să țină de el să meargă la ședință de Partid Comunist în Statele Unite. Nu te duci acolo, stai cu minte, nu te duci acolo că te expui. Atât era de entuziasmat Oppenheimer de rețeaua care l-a acaparat. Rețea condusă, organizată de acest Grigule Vicioșiv, care nu este altul decât Grigore Naum, bunicul lui Ponta. Grigore Naum, bunicul lui Ponta, șeful contrainformațiilor militare de la noi din țară, care pleacă în America, în Statele Unite, se stabilește acolo în San Francisco. Cam în vremea lui, în vremea în care a plecat și Pacepa, cam cred că deodată au plecat acest Grigore Naum, despre care Pacepa scrie în cărțile sale că era șeful operațiunilor Corbi făcute de KGB pentru asasinarea lui Ceaușescu. Bine, astea sunt Corneli. Problema este că acest Grigule Vicioșiv, adică acest Grigore Naum, este cel care din San Francisco primește acoperire KGB-iste să ajungă trimisul Costa Ricăi, unde a fost Elena Udrea. Trimisul Costa Ricăi spre Italia și la Papă și în Iugoslavia, la Tito. Ambasador al Costa Ricăi în Vatican și la Iosif Broz Tito. Bineînțeles că el se cunoștea cu Iosif Broz Tito de dinainte, pentru că amândoi fuseseră în Comintern, operaseră, și atunci când Stalin, perioada în care Stalin lucra să-l lichideze pe Tito, a primit o scrisoare, deci în setarul mesei lui Stalin, după moartea lui, s-a găsit o scrisoare în care scria: nu mai trimite altă persoană să mă lichideze, că nu vei reuși. Și dacă nu te oprești, îi spunea Tito lui Stalin, voi trimite numai una și va fi de ajuns. Și a fost Grigulevici, este asasinul lui Stalin. Stalin a murit, de altfel, se știe, otrăvit cu valfarină, o travă pentru șoareci, necunoscută deloc în acea vreme, în acea perioadă, despre care scrie Pavel Sudoplatov într-o carte, nu știu cum a scăpat, Misiuni speciale, publicată de vreo 7 ani și în România. O carte teribilă, cu dezvăluiri pe această linie. Ei, un prieten al acestui Grigulevici Iosif, al Grigore Naum, a fost șeful operațiunilor militare, securiste din Cluj, acel Patriciu Weiss, care era tot evreu. Azi că n-am zis niciodată, când am zis evreu, n-am zis nimic rău. De ce intelectualii români au o reținere în a contabiliza evreii? Au fost acolo evrei? Nu mi interzice nimeni. Vedeți ce înseamnă să nu fiu istoric. Dacă eram istoric, sigur aveam aceste interdicții asupra mea, create în colovii, probabil, sau altundeva. Eu, nefiind istoric, nu am aceste interdicții. Nu sunt nici istoric, nu sunt nici scriitor. De aceea le pot spune. Deci, munții noștri au fost plini de aur și de uran și de vâlve. Și vin fel de nemerni și ne exploatează cu o dezinvoltură de te doare mintea. Aceasta a fost revolta din Beliș din 1951. Vorbise Mihai, Doamne, ai adus de la bunică tot ceva poze? Este nepotul preotului de la noi, de la mine, din comună, din Arad. De când ești aici? De când ești acum? Da? A, deci de la început ești aici. Și nu te-a văzut. Am copilărit cu el. Fiul preotului din... nepotul preotului Oneț Gheorghe din Horia, din Arada. Am stat amândoi pe haldinele din Arada, da? Ne spui câte ceva și despre haldine și despre bunică tot. Și ne mai pui și o doină.
Ok, ne spui? Sunt și răgușit, n-am nici talent oratoric. N-am nimic, nici eu nu l-am. Mă bucur să te văd în primul rând. Mă simt onorat. Stai, putezi, te spune, mă. Nu ne-am văzut atâția ani. Ce să vă spun? În zona noastră sunt foarte multe lucruri, așa cum a spus... Nelu. Ți-a adus aminte și numele celălalt. Da. Reținem numele, Radu Dimitrescu. Radu Dimitrescu, se poate căuta și pe internet. La câțiva ani după aceea s-a pensionat, însă era șeful catedrei de geologie de la Iași, de la facultate, și umbla pe toate dealurile, inclusiv deasupra noastră, dar bătea toată zona aia, inclusiv Beli și pe jos. Avea niște soluții, eram copil, avea camera lui, lui dădea o cameră, la camera lui, nu intram, dar vedeam câteodată că le spală. Avea niște, ca și niște filole, ca niște sticluze cu tot felul de substanțe, care avea ciocanul în spate, rucsacul, bocancii și bătea toți munții. Bătea toți munții. Nu mi-a spus, cred că odată sau de două ori am reușit să vorbesc, că era destul de tacitur. Dar știu că avea mirarea aia, ce înseamnă bolovanii aia deasupra noastră, cum au ajuns acolo, că nu se potriveau, cred că Valea, care despart, Valea Răzii, eu eram pe o parte, să zicem, două văi, o vale și doi munți, de o parte și de alta. O parte era zonă karstică și o parte era zonă vulcanică. Cum a ajuns bolovania de genul mozaic? Ca un mozaic. Vicașei, mi se spune, Vicașei. Bolovan foarte tare, foarte... Așa, cum a ajuns să ia acolo? Și rotuns, perfect rotuns. Și, cum să spun, parcă aveau și bucățele de marmură înăuntru. Foarte interesant. Mai erau sus, asta mi-a spus fostul director de la școală, pe Valea Coșului. Da, erau foarte mulți. Acolo erau groapă, o gaură mare, el mi-a spus... Flintic. Hudalul Flintic. Așa, da. Hudalul Flintic. El mi-a spus așa că copacul înăuntru, nu s-a auzea și pietre, nu s-a auzea niciun zgomot. Ar fi căzut undeva, dar nici nu vedeai mai mult de 20-30 de metri jos, se vedea așa ca un negure. Până ce cauți tu imaginile cu bunică tu pe care vreau să le punem neapărat, te rog, caută, îți la tine? Le primesc imediat. Te rog, vreau să fac niște precizări. Deja vorbește despre exploatările aurifere, pentru că exploatările aurifere nu s-au făcut, cum spun istoricii români, din aur aluvionar. Asta e prostie, cum să faci exploatări munte de steril cu aur aluvionar. Bine, ei n-au știut nici de muntele de steril că ce e. Deci exploatările aurifere s-au făcut prin mine, au existat mine. Pentru ca să ai mine, trebuie să ai intrare, galerie, trebuie să ai aerație. Și există. Deci ceea ce vorbește de Hudalul Flintic aia unde coborai, unde aruncai piatra și s-auzea, sau bolovanul, există și la ora asta, se vede clar că e o formă pătrată, am fost de vreo 3 ani. Am fost de 3 ani, am fost la acea hudă, Hudalul Flintic, este de fapt o aerație. Nu este altceva, nu aveau nevoie de aer la acele tuneluri care erau în apropiere, bineînțeles că se produc fel de tulburări în comunicările
fluidelor care sunt acolo dedesubt prin deschiderea de fel de fel de peșteri. Există, cum îi zice, izbucul de la Mătișești, iarăși, care e tot un semn al acestor canale făcute de desubt. Era canalul de care vorbeam, un canal mai sus de Bolovanii ăștia mari. Mi-ai zis de el, da. Un canal mare care, să zicem, 10-15 metri, cel puțin avea, ca o lățime, în care, tot așa, după o discuție cu tine, am analizat și mi-am dat seama că e posibil să fi fost, într-adevăr, ori să zdrobească materialul, ori ceva să fie, plus mobilele alea mari. Deci, ca să faci astfel de mobile, ai nevoie de aducțiune de apă. Despre ceea ce vorbește el, acele pietroaie mari, sunt cele rezultate în urma săpării unui iaz de 15 km în comuna Horia și Albac. Și zice iazul urieșilor. V-am spus cine sunt urieși. Băieși, oamenii care lucrează la exploatare. Că mai este două păraie, Pârâu Beși și Pârâu Beși. Beșa înseamnă, de fapt, Băieși. O reducere de la Băieși vine Beșa. Când te gândești ce dracu cu Pârâu Beși, asta înseamnă Băieși, tot Băieși, tot de acolo vine. Că este Pârâu Băi în câteva locuri. Chiar la Horea, deasupra, unde spui tu că e locul lui Horea, sunt clar intrări în mine, Baia Mare și Baia Mică, două intrări în mine. Horea nu s-a dus acolo de prost, că s-a dus pentru aur. În Fericet, în vârful Fericirii. Adică trebuie să fim chiar nătrânși, să acceptăm povești din astea scrise de un istoric care scrie pentru școala generală, David Prodan, că Horea, un țăran care are nevoie să elaboreze, să lucreze, să conjuge, să facă combinații la nivel înalt, știe să ordone, știe să folosească de navele de plutării de pe Mureș ca să aducă oamenii într-o parte în alta, dă ordine, se intitulează rege și tu îi spui că e țărat, un astfel de om. După ce scrie nu știu câte scrisori și în latină și după ce scrie o scrisoare din Câmpeni în 1782 cu 2 ani înainte, în latină, și tu vii și spui că nu știa să scrie. Câte dovezi îți trebuie de acum pentru atunci ca să spui, domnule, concedul totuși știa scrie. Să-l dai deoparte pe Densușanu pentru faptul că a scris Dacia preistorică, numai pentru aia, când probabil a nebunit omul, nu știu, dar eu nu cred că a nebunit și când a scris Dacia preistorică, dar pentru Revoluția lui Horia, unde a fost atât de aplicat, atât de precis Densușanu, și a fost greco-catolicul care a știut ce s-a întâmplat și ne-a lăsat să construim un mit fondator prin Horia, nevrând să strice această, eu știu, necesitatea unei nații ca să formeze, dar știind adevărul. Deci, toată chestiunea lui Horia, că am ajuns și la povestea asta, este o contrafacere scandalos de urâtă pe care greco-catolicii trebuie să și-o asume, uniții, trebuie să și-o asume și să o recunoască. În Revoluția lui Horia, a lui Ștefan Pascu, apare clar paragraful în care, în 1782, spune clar, 1782 are loc sinodul de la Blaj, în care episcopul Grigore Maior cheamă pe Horia, Cloșca, în fața sinodului, le dă o cruce aurită și stabilesc o zi în care să omoare toți nobilii unguri, să le distrugă toate actele, într-o zi pe care o vor comunica-o și din fiecare localitate să vină oameni pe care îi va desemna sub jurământ să participe la această acțiune de lichidare a nobilimii maghiare. Practic, Nicolae Densușanu spune altceva. Nu a fost vorba de lichidarea numai a nobilimii maghiare, a fost vorba de exterminarea ungurilor, a tuturor ungurilor. Asta au programat greco-catolicii uniții la Blaj în 1782. Scris de Ștefan Pascu, un istoric greco-catolic, nu e de-al meu. De ce nu știm chestia asta? De ce trebuie să fiu eu inginer, ținui să vă spun chestia? Nu sunt istoric și nici nu vreau să fiu.
Nici nu mai vreau să fiu. Nu vreau să mai privesc trecutul prin ochii istoricului. Vreau să privesc trecutul fără ochii istoricului, fără calapoadele istoricului. Deci asta s-a întâmplat atunci la acel sinod. Nu este unul singur. Vine Nicolae Dezușanu și găsește alte documente care povestesc de această atitudine a acestui episcop, Grigore Maier, unit, care ia această inițiativă de lichidare a tuturor ungurilor. Să faci, să gândești o astfel de monstruozitate, îți trebuie minte proastă, putredă. Și ne-au făcut să ne punem în rău cu ungurii la început. Și ungurii au mușcat și ne-au mușcat. Și ne dușmănim în zi de astăzi, de ne-am luat de gât unii de alții, făcând acte de patriotism din această atitudine. Adică, în loc să avem comunicarea, suntem vecini. Trebuie să mergem spre Vișegrad, să creăm intermariumul ăla. Nu-l facem, nu cred în intermarium, nu cred. Vă spun, am scris unde, dar Doamne iartă-mă, am scris chestia asta și intermarium. Nu, nu vreau intermarium, dar vreau să fie o variantă. Mă, să le arăt. Uite, mai am o variantă, pot să mai fac o altă alianță. O alianță pentru care a luptat Nicolae Bălcescu într-o dispută cu Ion Ghica. Ion Ghica cu Czartoryski. Czartoryski, care era Jerzy Adam Czartoryski, în 1836 a lucrat cu Ion Câmpineanu, cu unchiul lui Ion Ghica, pe acest proiect imens, Intermarium. Și-au riscat viața, dar aproape și-au dat-o, pentru ca să creeze această variantă de alianța noastră cu Vișegradul, acum s-ar transpune, și să coborâm înspre Turcia sau înspre partea cealaltă, că Nicolae Bălcescu zicea nu, să agățăm în alianța noastră partea italiană. Ion Ghica zicea nu, turcii. Ion Ghica îi dau dreptate în zi de azi. Ion Ghica a fost mai înțelept, mult mai... Ok, deci acel intermarium ar trebui să fie o posibilitate a noastră de a manevra, de a negocia, să nu ne aflăm lipsiți de orice alternativă în negocierile cu ei. Eu asta o văd, de-aia o spun, nu spus de nimeni, nu plătit de nimeni să vă spun chestia asta, dar o găsesc această atitudine din fundușurile istoriei noastre, această dorință noastră de a crea acest intermarium, până la Vasile Mangra, la marele și frumosul episcop, ucis, bestial, asasinat, lichidat. Eu zic eu de uniți. În Budapesta, în 1918. Unde? În hotelul Budapesta, în Budapesta, ca să pară omul ungurilor. Pentru că pe ăla nu puteau face ca pe Miron Cristea să fie omul de paie cu mamă greco-catolică cu care să te joci. Nu. Bine, și el a amenințat armata română, și acest Vasile Mangra a amenințat armata română, dar nu mai mult decât Miron Cristea, a cărei chestiune să știe, că i-a amenințat că le dă oricărui soldat român care trece Carpații, dă cu toiagul episcopal în cap, îi sparge capul. Asta a spus Miron Cristea, pe care îl pusără patriarh. Adică să nu spună nimeni că în situația în care fotograful acela, minune, apărut în 1918, toți avem fotografii cu bunicii noștri în timpul războiului, toți. Dar atunci s-au găsit un singur fotograf, Mârza, și ala greco-catolic, și ala să facă 6 fotografii, din care 2 sunt cu Iuliu Hosu, spunând, vorbindu-le. Și Iuliu Hosu le vorbește taman din protocolul încheiat, referitor la unire, înainte de a se termina ședința în sală. Iese în față Iuliu Hosu și ăsta e taman acolo, Mârza și îl fotografiază, fotograful greco-catolic. Adică astea sunt niște aranjamente scandaloase pentru o nație. Ne-a furat unirea greco-catolici în 1918. Ne-a furat-o de sub nas, s-a dus la catolicul Ferdinand. Iuliu Hosu, el a fost șeful, nu? Nu se poate. Au fost sângele soldaților români la Mărășești, peste tot. Și vine un catolic care trebuie să fie spulberat după spulberarea Habsburgilor, de care s-au legat trup și suflet, și se salvează în greco-catolice, dar nu că salvează. Trec în față, ne fură tot. Așa au făcut și cu Răscoala Lohore. Aceeași chestiune este. Adică trebuie să recunoască acest sinod, adică să-l recunoască. N-au ce spus să nu-l recunoască. N-au cum să-l recunoască. Sunt documente clare în privința asta.
Sunt documente clare. Și pui deoparte un Sofronie, pui deoparte, deoparte o răscoală care a avut loc în Banat în 1739. Știți de răscoala asta? Nu știți. Știți de minunea asta de răscoală din 1738-1739 din Banat, când s-au răsculat toți valahii împreună cu ungurii împotriva Habsburgilor pentru zminteala pe care au făcut-o Habsburgii de a supune, de a controla, de a sistematiza, de a controla totul. Atunci au coborât satele din munte, satele valahe de la o localizare, la a doua, la a treia, ca să le facă străzi oable și de ce? Ca să le facă acel cadastru. Și când auzim noi de cadastru, aici o poveste care îmi face plăcere să vă povestesc. Eram în Timișoara, eram trimis la direcția silvică la o inițiativă al domnului Tatulici. Domnul Tatulici este un capitalist extraordinar când știe, când lucrează împreună, când lucrează împreună cu instituțiile de forță ale statului român în interesele private ale unor capitaliști îngrijorați. Cu naturelul foarte... Adică a asociat Consiliul Județean la o acțiune de smulgere a pășunilor fiecărui sat, că fiecare sat are pășune, să le smulgă, să le facă balastiere, să facă perdele de protecție, să le împădurească. De fapt, alta este chestiunea și aici. Unul din obiectul luptei de capitalizare este smulgerea pășunilor, pășunea comunală să nu mai fie. Pentru că aia dă posibilitate de subzistență. Scrofuța, văcuța, aia, o ții acolo și ăla rezistă. Rezistă foame și nu-l poți angaja la mine, nu-l poți angaja la banda rulantă, nu-l poți angaja în acțiunile tale capitaliste. El rezistă, subzistă cu asta. Și atunci, întotdeauna capitalistul unde a apărut distrugerea pășunilor comunale, să nu fie nimic în comun, să nu mai există această posibilitate de subzistență. E, asta a făcut și Tatuși, dar nu cred că știe chestia asta. El știe cu interesul lui. Asta știe. Și a venit în Timișoara, am fost la discuția cu vicepreședintele Consiliului Județean acum vreo 2-3 ani. Și să vedeți ce chestiune faină. Zice, Tatulici vorbea în altă chestie și zice vicepreședintele Consiliului Județean, zice, domnule, unde avem zone necadastrate în Timișoara, în care procesele pentru succesiune sunt de 3 ori mai puține decât în zonele cu cadastru. M-am bucurat enorm. Și când a venit Tatulici la masă, i-a zis, domnul Tatulici, vreți să ascultați ce mai zice? Vă rog, domnul vicepreședinte, mai spuneți o dată fraza asta. El ne știe în ce se implică vicepreședintele Consiliului Județean, dar eu știu că îl scandalizez pe Tatulici, zice, uite, asta se întâmplă, că în zonele în care avem cadastru, sunt de 3 ori mai multe procese decât în zonele în care nu există cadastru. Aici trebuie să stăm un pic să vedem care este chestiunea, că e un adevăr, nu mai este, e o statistică clară, nu mai e. De ce se întâmplă chestia asta? Adică de ce marea virtute a cadastrului pică într-o astfel de confruntare cu realitatea? De ce de trei ori mai multe procese? Pentru că există o funcționalitate în om pe care rațiunea, ultra-raționalismul o înlătură. Și asta este și chestia de a bate palma, de a ști cum să te înțelegi, fără să ai nevoie de catastifele alea greoaie, habsburgice, occidentale, fără de nemernicia occidentală a unei rațiuni apăsătoare, bâxite. Fără ale, nu e nevoie. Nu înlocui capacități umane, naturale, cu astfel de catastife, că omori ceea ce e funcțional. Ei, asta spune și cu Oltenia, nu? Că au făcut hărți, au făcut ridicări în plan. Asta a fost câștigul când a fost Oltenia ocupată de Habsburgi. A făcut o prostie. Aveam nevoie de aia? Nu. Bine, trebuie să ne întrebăm la câte astfel de nemernicii au fost supuse ființa asta umană, orientală, această civilizație valahă de care vă tot spun. Păi zicea că luau copilul și îl băteau pe hat. Zicea, aici hatul, el era de 11 ani și se ține minte unde se întâmplase
vânzarea de teren. Acel copil ține aminte. Aveau alte și alte metode de a transmite că vânzarea s-a făcut. Deci, revin la Sofronie un pic. Sofronie, vorbit, să nu-l las să nu vorbesc de el. Și de răscoala din 1738-1739. Se zice că un nobil maghiar, pe vremea Mariei Tereza, prin 1760, în pusta maghiară, vine, intrase cu căruța, cu șareta, s-a înfundat în nămol, strigă la oameni să-l ajute, la unguri care treceau pe acolo să-l ajute, nu vrea nimeni să-l ajute. Și atunci el invocă numele lui Rakoții. Și atunci toți ungurii sar și scot. Ei, în momentul ăla, după asta, se ajunge la Maria Tereza, îl cheamă la curte și spune, fii atent, de mai invoci odată numele lui Rakoții, te termin. Întrebarea este, ce avea austriaca asta cu Rakoții? De ce a speriat-o atât de mult invocarea numelui lui Rakoții? Ei, nu e vorba de Rakoții, cel care a fost neapărat conducătorul revoltei curuților din 1711. Nu e vorba de acela, e vorba de Iosif Rakoții, de fiul lui Francisc Rakoții II, cel care în 1739, împreună cu turcii, ungurii și românii, au solidarizat și au zvârlit. S-au luptat cu Habsburgii în neștire. Deci a fost o atitudine de frondă, de respingere a altei civilizații. Ungurii, românii, bineînțeles cu turci în spate, s-au luptat nebunește ca să facă față a austriecilor. Și ei trebuie să-și recunoască bestialitățile pe care le-au făcut în zona Banatului austriecii. Trebuie să-și le recunoască. În 1739 acele bestialități sunt scrise în câteva locuri, au apărut, au scăpat cenzurii și trebuie să-și le recunoască. Ei ce au vrut să facă? Să barberească toate satele, să pare că ei au venit, în 1700, când au venit, că au venit într-un teren gol, într-o țară a nimănui și că s-au pus aici ca mari civilizatori. Noi acceptăm cu atât de scandaloasă ușurință dimensiunea lor civilizatoare în condiții de genul ăsta de crimă bestială, de oameni nemernici, adică să omor sate întregi, le-au trecut prin sabie atunci. Dar cum e posibil așa ceva? Să ne închinăm lor? Cum e posibil așa ceva? Eu slujesc cuiva acum când vă spun lucrurile astea? Nu, pentru că s-au produs mișcări. S-au produs mișcări de populație pe chestiunea asta. Efectiv, erau insuportabili. Au fost insuportabile. Deci asta s-a întâmplat, o revoltă în 1738 în zona Banatului, Carașu, Timișu și Aradu. Asta s-a întâmplat împotriva acestei atitudini de raționalizare, de sistematizare, de desecare, care urma și venea din Prusia, acolo unde se produsese o foame teribilă, de unde jvabii veneau încoace. De unde jvabii au venit în două valuri, că a fost a doua, a treia colonizare s-a propus pe vremea lui Horea. Și asta a fost scopul. Deci de ce a fost colonizarea pe vremea lui Horea? A treia colonizare, în care urma Iosif al II-lea să aducă în cultură de jvabi din Germania prusacă încoace. Și la înțelegere, Frederic al Prusiei cu Iosif al Austriei și cu țarina Rusiei, au zis, noi vă dăm jvabi, au zis Frederic, că protestanți, luați-i, voi, protestanți era Frederic, jvabi erau catolici, vă dăm jvabi catolici ție, Iosive, și tu, păi unde să-i pun? Păi hai să omor toți ungurii cu mâna românilor. Asta s-a produs, asta a fost răscoala lui Horea, la care greco-catolicii au achiesat prin acel sinod din Blaj și au propus exterminarea tuturor ungurilor însoțită de distrugerea documentelor. Că de ce să distrugi documentele și documentele? Le distrugi pentru ca să nu mai fie dovadă de proprietate. Asta a fost. Și după aceea ce faci cu Valahii? Păi și cu Valahii era pregătită toată chestiunea, pentru că Salis, asta a fost rolul lui Salis.
a partenerului lui Horia, să ia, să-i ducă în noua Serbia, acolo unde deja exista sofronie cu sârbii, duși în 1751-1752 de către Horvat. În Rusia. În Rusia de azi, da. Acolo, în Ucraina de azi, scuze. Da. Nu, dar voiam să nu fac deloc politică și atunci în grija mea de a nu face deloc o bulie. Da, deci existența lui Sofronie acolo cu rezervele pe care le-am, pe care mi le-au însămânțat Panici, Božidar Panici, un sârb din Arad excelent, trebuie văzut, adică se pare că Sofronie de acolo vine. Din noua Serbie, spune David Prodan de el, spun mai mulți, domne, el a venit însoțit de trupe rusești. Și ce face Sofronie în 1769? Că asta este important și asta este culminant. Și asta este este măreția acestui om. În 1769, Sofronie eliberează Bucureștiul. Scoate turci din București și primește crucea de aur din partea Ecaterinei a II-a. El și Damaschin sau așa ceva, doi egumeni din România, împreună cu Pârvu Cantacuzino, da, cu Pârvu Cantacuzino, Sofronie și Pârvu Cantacuzino primesc crucea de aur din partea Ecaterinei a II-a pentru că au eliberat Bucureștiul de turci. Mai mult, boierii la un moment dat, după 1769 până 1774, când durează ocuparea celor două principate de ruși, se plâng de Sofronie, că prea exploatează. El conducea, practic, principatele Sofronie. Acest Sofronie a fost, de fapt, cel care a ajuns la curtea țarinei și a participat și el, vrând nevrând, la această înțelegere între cei trei mari împărați, Frederic, Iosif al II-lea și Ecaterina. Toți trei nemți, că dacă se întâlnesc trei nemți și nu se plâng unul altuia că nu încap, că n-au spațiu vital suficient, nu-i treabă, în regulă. Și atunci asta au pus la cale. Asta au pus la cale răscoala lui Horia de exterminare a ungurilor. O monstruozitate. O monstruozitate din cauza căreia suferim și astăzi. Știu că la un moment dat moții aveau o inimioară pe cojoc. Mergeau prin țară. Nu? Da. Pe cojoc. Ții minte cojocul cu inima. Ăla era cojocul de liberă trecere, pășușul, cu care puteau trece, nu l-avea nimeni treaba. Deci erau greco-catolici. La mine în comună am vorbit cu Mihai, nici acum nu se știe, a trebuit să vină Hitchens să scrie o carte referitoare la, că nu-i șematismul, e o înaintea șematismelor, o carte referitoare la procentul de greco-catolici existență în Transilvania. Ei, la mine în comună toți erau greco-catolici. Ne întrebam, de unde Dumnezeu noi, de ce îmi fac crucea în felul ăsta? De ce duc mâna ultima dată aici? N-aveam voie să fac chestia asta ca ortodox. De ce îngenunchez într-un genunchi numai ca moț? Nu în amândoi cum ar trebui să îngenunchez ca ortodox. De ce la noi era generalizată până de curând botezul prin stropire. Dădeai acolo tot, doi, trei strop și strope. Nu prin scufundare, cum se practică la ortodoxi. Astea toate, de ce îi plin de icoane în toată moțimea cu inima pe piept, cu Hristos. Astea sunt toate indiciile urmei unor greco-catolicilor. Dar nu numai asta. Dovada este clară. De la acest Hitchens apare în 1733 în Comuna Horia 30 de greco-catolici. Bun, la Alba m-a luat cineva, pe ce vii cu 30 de greco-catolici. Comuna era mult mai mare, dar îi scade din ortodox, spune undeva că nu, conscripțiile se făceau de unguri și ungurile le plăcea să-i mai încurce un pic pe austrieci. Și atunci nu scria că 3.000 în comună de greco-catolici, scria 30 greco-catolici ca să-i scutească de poveri, de alte chestii, la înțelegere cu ei. Deci asta trebuie să înțelegem. Acei 30 de greco-catolici, 100% la greco-catolici. Dacă noi moții ne-am pesederizat scurt, 100%, păi nu ne-am făcut atunci greco-catolici. Suntem noi dârși. Nu faci față unei puteri care vrea să te supună. Nu faci față.
Oare ce treia să vă mai spun? V-am spus destul de multe, cred că, bine, sunt multe de spus. Voiam să spun că suntem în țara asta și ar trebui să avem mai multe grijă de noi, de resursele pe care le avem, să fim mai conștienți de ele și să cerem dreptul asupra lor să ne manifestăm, să le exploatăm aur și uraniu. Prin asta am excelat. Să nu iau de piept, 1% greco-catolici în toată țara asta, au președintele Academiei Române, este greco-catolic, șeful Uniunii Scriitorilor, Manolescu, este greco-catolic, dacă ei pe critici literari care fac intrarea în Uniunea Scriitorilor sunt greco-catolici, unde să mă duc și eu să mă bai? Încă m-am dus cu cele 3 cărți să le arăt, să le spun, bă, faceți-mă și pe mine, că am 7, nu-s 3, uite, mai am câteva, nu le-am prezentat. Păi nu că sunt de istorie. Și ce dacă sunt de istorie? Ați născut voi imaginea cu mobilele până acum? Nu mai e nevoie de imaginație, de fantezie. Aceste mobile nu sunt creația unui literat, a unui istoric nu sunt. Că dacă era, ar fi scris despre ele că toate aceste mobile sunt de steril. Rezultate nu numai spălării aurului. Să le fie rușine istoricilor. Că trăim în țara aurului, a turmelor și a pâinii, sau cum ziceau. Mă iartă. Ce să sunteze și prezentați-ne toate cărțile? Adică fiecare despre ce este, dar ați trecut în revistă pe toate? Nu, că e... Ok, deci aici este ambiția mea de a demonstra că ne tragem din... Nu, că nu ne tragem de la Roma. N-avem, nu că n-avem nicio treabă. Înainte de a avea o înrudire cu Roma, și sigur avem, pentru că nu degeaba ziceau latinii că, ziceau germanicii că vorbim latina, înainte de toate suntem neamuri cu mai neamuri, cu celții și cu manii decât cu latinii. Și atunci am căutat unde anume s-a întâmplat treaba asta. Am mers la Biblie și în Biblie sunt câteva pasaje care sunt foarte interesante și nu sunt urmate de nimic. Acolo e în Biblie acel pasaj referitor la Iacob, Israel, și insist un pic pe el, îl prezint, în care nu are... Da. Era în capul oaselor, Iosif vine cu cei doi fii ai săi, Efraim și Manase, să-i binecuvânteze. Și, normal, binecuvântarea primă, și cea de mare importanță, se făcea cu mâna dreaptă, investirea cu mâna dreaptă. Îi pune pe Manase, care era cel mai mare, în partea dreaptă. Și pe Efraim, în stânga, care era cel mai mic. Zice, să-i binecuvânteze. Și atunci el a pus mâinile crucis, Iacob, și l-a binecuvântat cu dreapta pe Efraim. Și zice, Iosif, tate, nu-i bine cum faci. Ăsta la altul, ce, lasă, ăsta e. Efraim va fi tată a mulțime de popoare. El va fi tată la mulțime de popoare. Ce și Manase va fi mare, dar nu ca ăsta. Ăsta va fi cel mai mare. Atunci, de-aia vine arcașii lui Efraim. Arcașii lui Efraim, care are un titlu, un subtitlu. Zice că Mântuitorul după evrei va veni atunci când se va găsi chivotul legilor, când se va reface templu și când se vor reîntoarce cele 10 triburi pierdute. Numai atunci se va putea pune problema venirii lui Mesia. Și eu am scris titlul ăsta pe baza acestor legende, acestor reguli evrești. Cele 10 triburi pierdute, formate din celți, valahi și cumani, vor intra în Ierusalim interogând într-o latină aparentă, derivată din aramaică. De ce ne-ați expulzat, mă? E un pic grobian, dar nici nu poți să te abții. Adică ei au fost, cele 10 triburi de efraimiți au fost expulzate de regatul Iuda. Cele 10 triburi de efraimiți, purtând numerele generic de Efraim, de la Efraim, e regatul Israel. Acest regat Israel a fost expulzat de regatul Iuda, la cererea regatului Iuda către regatul Asiriei, deci de asirieni a fost expulzat,
undeva apare între cele două mări, între Marea Neagră și Marea Caspică. Și când apar? 730 înaintea erei noastre. Exact în același neam, când apar acolo cimerienii, sciții, din poveștile lui Herodot. Mă, când zic eu, când dispare cineva într-un loc și în locul ăla apare altcineva, cu alt nume, n-ar fi cazul să vedem dacă nu sunt identici. Și asta a fost căutarea mea în cărțile anterioare, să văd dacă sunt identici. Ei, culmea este că tot în locul ăla, între cele două mări, unde e Colchidia, se practica circumcizia copiilor nou-născuți. Adică asta, circumcizia, nu este un specific ebraic, dar circumcizia copiilor la 8 luni, nou-născuți, cum spune Herodot, este un specific ebraic. Asta m-a făcut să caut mai adânc și să caut și alte coincidențe și sunt o mulțime de coincidențe care ne arată că urmașii celor 10 triburi pierdute sunt celții, valahii și cumanii. Astea sunt argumentele mele în această carte. Ăștia sunt urmașii celor 10 triburi pierdute. Ele n-au fost, spune că au fost exterminate ca ungurii, cum voia Iosif al lui, ci pierdute, au dus undeva, nu mai venit. Nu au venit. Deci eu am căutat indicii după care să găsesc că cele 10 triburi pierdute au un corespondent, niște urmași. Sub generice, sub fel de alte forme și ăștia i-am găsit. Asta am găsit. O suprapunere a urmașilor celor 10 triburi pierdute cu celții, valahii și cumanii. Limba lor este, limba noastră este urmașa a limbii aramaice. M-a ajutat foarte mult, iarăși ca argumente, nespecialist fiind Daniel Constantin. Daniel Constantin în Scripta Aramaica. E o carte teribilă referitoare la limba aramaică, la existența ei în forma glagolitică care ni se atribuie nouă valahilor. Glagoliticul a fost găsit de Hașdeu, da, și a atribuit-o valahilor în general. E un corespondent aproape. Runicele care au fost între aramaică și glagolitic și glagoliticul. La un moment dat scriam în glagolitic. Glagoliticul este de pe acele pietre, steci din Bosnia, în care au fost valahi 100%. Dar nu vreau să ajung. Vă las să citiți cartea, să aveți surpriza descoperirii originii numelui nostru, Valah, în altceva decât vă vine, decât ați știut până acum. Este Blacu, negru. Negru, ăștia au fost. Islamici. Ne putem opune, sunt prea multe argumente. Black man, deci cumanul negru însemna cumanii islamici. Așa au venit încoace. Și la un moment dat am venit noi și ne-am suprapus peste ei. Cumanii islamici, Black man. Și la un moment dat, Black man ăsta a venit peste ăsta, înseamnă Vlah. Vlahul negru sau ce înseamnă? Dar asta e prima dată când apărem noi în istorie valahii cu numele Black Men. De la Black Men am ajuns la valahii. Asta nu e un element cu care se operează în istorie la ora asta. Deci asta ar fi cartea în care arăt că după un Florin Curta, care spune că slavii n-au venit de nicăieri încoace, nu apar nicio urmă că ar fi venit. Înseamnă că a avut loc o slavizare a lor. Și asta e foarte interesant. Acum să mă ierte sârbii, nu le iau nimic, dacă așa au fost, acum nici nu pot schimba lucrurile. Eu așa zic că au fost. Că sârbii și bulgarii și toți ne tragem din același neam. Bulgarii turanici, spre exemplu, spune despre Ioan de Sultanie, episcopul dominican de anul 1400. El spune, ne-a mai furnizat niște date certe, în momente în care istoria română are foarte puține date certe, acest Ioan de Sultanie. El spune în felul următor, zice, bulgarii se numeau bulgari pentru că vorbeau o limbă vulgară. Ei se trăgeau de pe Volga, veneau de pe Volga, triburi, și se numeau bulgari pentru că vorbeau o limbă latină vulgară. O limbă latină. Păi cum dracu să vorbească o limbă latină vulgară, bulgarii? Păi nu vorbești cumva despre valahi? Asta a fost întrebarea mea și am început să caut.
Și am început să caut și într-adevăr se adună foarte multe argumente că bulgarii și valahii au fost unii și aceiași. Au vorbit aceeași limbă. Cum s-a ajuns la slavizarea bulgarilor pe acum? Dacă au venit turanici de pe Volga, vorbi turanica, erau cu, se știe că erau cu turban și cu pantaloni lați, ăsta, evazați, șalvari. Și că au obținut cu greu aprobarea, patriarhul de la Constantinopol nu le-a dat aprobarea să fie creștinați până ce nu schimbă ținuta, pseudopapa, încă nu era papa la Roma, a zis, mă, lasă că merge, schimbați, rămâneți așa cu creștinați și așa, și cu șalvari. Bun. Deci a avut loc o școlarizare, o slavizare intensă în secolele 8, 9, 10 de Boris și acel nemaipomenit Simion, țarii Bulgariei și urmașilor, pomeniți în scrisorile papei către Ioniță Caloian ca români, ca valac. Cei doi țari bulgari sunt pomeniți în scrisorile papei către Ioniță Caloian, invocați ca valahi de Ioniță Caloian și recunoscuți de papă ca valahi. Deci pierdem cu foarte, foarte mare ușurință, am pierdut. Am fost născătorii, de fapt, acelei prorociri biblice. Din tine se va naște mulțime de popoare. Deci noi, celții și cumanii, o imensitate, o mulțime de oameni, stăm la baza unei mulțimi de națiuni. Prorocirea biblică s-a împlinit. S-a împlinit fără Biblie, pentru că... Da. Asta ar fi cartea despre treaba asta. Cealaltă carte asta ar fi... Aici este un personaj simpatic care apare la Abrud în momentul în care Horea și Cloșca erau duși spre tehniță, prinși și duși spre temnița din Alba Iulia. În Abrud le iese în față coloanei, vorbea în lateral Hagi Crișenuț, care are aceeași atitudine ca și Sofronie. Rău și să leagă de soldați și de unguri din zona. Vă, o să vedeți, vă, că ce zic. Și l-au luat și pe el, dar eu zic că a făcut-o premeditat, pentru că este luat și Hagi Crișenuț și pus între baionete lângă cei doi și dus la Alba Iulia cu ei. La Alba Iulia el din închisoare îi salvează, că se produce o evadare din închisoare în celula în care era acest Hagi Crișenuț. Eu îl identific pe acest Hagi Crișenuț, că imaginea este din perioada aceea, îl identific cu Sofronie. După mai multe argumente. Acum, despre Sofronie vă mai pot spune că este capul mai multor răzvrătiri. Pe el trebuie să-l vedeți dacă a reușit să facă acea luptă anti-uniată împotriva uniaților din 1759-61 cu acel sinod de la Alba Iulia din februarie 1761, când 19 puncte expune sub nasul Habsburgilor. Bine, în momentul în care Habsburgii erau întrunați într-un război cu prusacii, reușește să conținuie, să-și spună punctul de vedere în fața sub nasul lui Bukov. Deci el nu făcea decât corect, nu putea să facă chestia asta fără să aibă o ușă de scăpare. Era omul lui Frederick, eu așa zic, al împăratului Prusiei. Altfel nu scăpa. Și după aia el fuge în sud, în țara românească, unde duce 50 de sate, le creează acolo, sunt și acum acele sate în țara românească, și după aceea, zic eu, fuge în Rusia, în care iară creează o altă răscoală împotriva nobilimii poloneze. De acolo, din Rusia, din Ucraina de azi. Observați la Horea, uitați-vă la chipul lui, este o lucrătură cristică. Un chip cristic, este un chip lucrat. Este o asemănare forțată. Dacă asemănare lucrată de cei care au pregătit răscoala, dacă faceți comparația între el și răscoala aseneștilor, o să găsiți, eu le-am scris, am făcut un inventar al asemănărilor între răscoala lui Sofroni, răscoala lui Horea din 1704 și răscoala aseneștilor din 1204-1205, al lui Ionița San, de fapt, atunci când s-a produs unirea.
Atunci ce s-a întâmplat? De ce este această asemănare? Pentru că 600 de ani. Și atunci greco-catolicii intelectuali nu s-au putut stăpâni să facă o asemănare forțată, dând răscoalei lui Horea, pregătind răscoala lui Horea, la 600 de ani de la răscoala seneștilor, care culminaseră pentru că s-au catolicizat toți valahii atunci. Adică a avut loc o catolicizare, o recunoaștere a tuturor valahilor. Acum, în măsura în care a fost făcută, nu mă întrebați, că sigur n-au avut vreme să o facă, dar e o recunoaștere că, și din scrisorile papale, apare chestiunea asta, că atunci am trecut toți la catolici. Toți valahii din... Ei, aici este o problemă, iarăși, pe care trebuie să o dezbatem cândva. Ce s-a întâmplat în nordul Dunării? În nordul, ce era cu populațiile alea? Păi nu erau trecute la ortodoxism ca și cei din sud, ca valahii din sud. Dar de ce nu se vorbește în sudul Dunării de bulgari? Pentru că erau suprapuși cu valahii. Pentru că nu îi se ziceau bulgari în momentele alea. Încă erau... Și pentru că ceea ce greșește Ion Aurel Pop și este luat la rost de... Pentru că papa alocase numele Daciei, Danemarciei. Știți de chestia asta, da? Alocase numele de Dacia în 1190 și ceva, 1198. Papa a alocat numele Daciei țărilor scandinave. Scandia, îi zicea. Și erau Danemarca, nu mai știu care, erau acolo, numite Dacia. Și Ion Aurel Pop a găsit niște corelații pe acolo, pe vremea lui Ștefan cel Mare, că era re de Dacia. Era re de Dacia, dar nu legat de Ștefan cel Mare, și Ion Aurel Pop, în graba lui, a făcut, zice, Ștefan cel Mare a fost re de Dacia. Nu este adevărat. Era vorba de Danemarca. O greșeală fantastică. M-a bucurat pentru că, încă o dată, un greco-catolic își bagă nasul și unde nu trebuie. Mai era ceva de spus aici unirile. Ceea ce îi deranjează, deci atât efort făcut de greco-catolici să decaleze descălecatele, rare ori se întâlnește. Greco-catolicii trimiși din Ardeal în sud, ca și comisari ai Habsburgilor, au făcut niște netrebnicii necuvenite. Iarăși trebuie sancționate, fără discuție. Acolo este Traboniu, este Dimitrie Onciul, care au decalat descălecatele. De ce le-au decalat? Ca să, dacă picau deodată, zicea, măi, domnule, unirea s-a produs unirea înainte de unirea din 1918, pe care ei și-o atribuie efortului lor de a crește conștiința, de a realiza și de a crește conștiința națională. Nu este adevărat, nu trebuie să vă băgați voi în chestia asta. E ca și la cadastru, ca și la împărțirea teritoriilor. Există funcționalități ale minții umane de a se uni, de a sângele, ca eu cu Aurelia. Ne-am întâlnit astăzi și am început să plângem. Sau plângem la telefon, ne-am văzut de 50 de ani. Deci există funcționalități ale minții umane care nu trebuie să îngrijească rațiunea occidentală. Nu poate decât să le strice. Așa a fost și acele uniri. În care, spre exemplu, Ladislau Cumanul, ăsta e român, gen, ce să mai vorbim de el, cu măsa, Elena. El spune în scrisorile lui, scrise în latine, că face, m-am dus în Muntenia împotriva lui Lascu, m-am dus în Moldova alergând cu manii. Mă rog, odată s-a bătut și el cu manii. Minte că nu a făcut o bătaie, că zice că am ajuns la Siret și la Siretul de Seretle, că, Doamne, vezi ce îmi place. Iar niște bazaconi, dar cele două campanii în Moldova și în țara românească s-au produs și o simultaneitate care s-a produs descălecatele pe vremea lui Ladislau Cumanu. Radu Negru a fost în vremea lui Ladislau Cumanu până în 1290 și vine Onciu și ceilalți, dar în special Dimitrie Onciu, decalează și împinge descălecatul din Moldova la 1350, 47, pe vremea lui Dragoș, ca să nu-l lase să fie în același timp cu descălecatul lui Negru Vodă, pentru că era unire. Ce nu mai avea ce să-i mai zice? A fost o unire. Această unire s-a produs și pe vremea lui Ionisa Asană, în 1204, când cei din nord se unesc cu cei din sud. Pentru că nicăieri nu o să găsiți în scrisorile papale expresia pe care noi o folosim astăzi. Româno-bulgar.
sau valaho-bulgar. Unde citim noi în scrisorile papale valaho-bulgar? Nicăieri. Scrie valah și scrie bulgar. Scrie de multe ori numai valah și în altă parte numai bulgar. Nicăieri nu apare valaho-bulgar. Prostia asta a noastră, iarăși, nu știu, a fost indusă. Ce s-a întâmplat? Dar asta ne-a făcut să pierdem o unire din 1204, când ne-am unit și cu Roma, când ne-am unit și noi, nordul cu sudul. Adică cei de deasupra Dunării, valahii de deasupra Dunării, după o funcționalitate, iarăși, a sângelui, a apucăturii umane. Deci, pentru ca să își aroge merite, așa au făcut, au făcut greco-catolici și această deschilinghire, această decalare a descălecatelor. Asta la altă am povestit de-a, cu revolta de la Beliș, prima revoltă din salva revoltelor anticomuniste organizată de evrei în munți, în care Vancu, mai ne... Nu, deci a fost parașutați în Petreasa în 1944, cinci cominterniști evrei, comuniști, trimis să caute uraniu. Ei l-au pus pe vecinul lui, la 30 de metri de tine și la 70 de mine, Nicola Gheorghe Vancu, primar în comuna Horia, după ce au ajuns la putere. Acest Nicola Gheorghe Vancu a fost conducătorul pus de ei revoltei de la Beliș. Dar cum l-au făcut conducătorul la Beliș? Cum se fac moții? Acolo e un control al securității peren asupra moților, foarte abil făcut. Eu nu știu, vreau să controleze resursele alea, probabil, nu știu, să aibă un control destul de mare. Și atunci acum îl fac pe erou? Îl fac să încalce legea, îl lasă să încalce legea în toate modurile posibile și nu-i face nimeni nimic. Ei, moțul obișnuit cu viață grea, articole de lege grele, el de aia zice, când mi-a făcut ceva ce m-a articulat, adică de la articol de lege mi-a făcut ceva. Moții, când văd că nu i s-a întâmplat aceluia nimic atâta vreme, și pentru că ăsta merge, mă, că ăsta nu are nimeni treabă, că ăsta e tare. Așa l-au făcut și pe Vancu, primar, adică primarul făcuseră cominterniștii după ce au ajuns la putere, pe la Turda, și au făcut o adunare mare de colectivizare, spăimântați toate satele din zona moțească. Și a adunat acolo și a zis, vă colectivizăm. Și a dat cuvântul și la Vancu. Vancu ești în balcon și a zis, apărăci de colhoz, până e lumea nașa aici colectiv, nu? Și lumea a început să râdă și s-a dezuflat, s-a dus drag. Au scăpat de colectivizare prin vorbele acestea șoade ale acestui Vancu, care primind investitura populară prin această dărnicie comunitaristă, a devenit liderul din clop al Revoluției de la Beliș. Când, așa, când a apăs clop așa, bă, băgască, era un om cu patru clase, simplu. A făcut pușcărie după aia, grea. A făcut pușcărie grea, sărac. Deci dacă m-am dus la cel cu care fusese în pușcărie și spunea, stea în acolo și îi ziceau ăștia, zice, bă, uite, evrei te-au ajutat acum, ce dracu nu te scot afară, că tot ei te-au băgat acum, de ce nu te ajută să ieși? Și a rupt și un picior, în mod intenționat, bietul Vancu, și, da, povești triste cu el. Pentru mine a fost un om deosebit, pentru că toată lumea, asta să știți, toată moțimea l-a evitat. O lașitate cumplită. A zis, mă, ta blesteme o băgat ăsta pe voi. Adică v-a ajutat, v-a adus grâu, v-a adus făină. Și când l-au lăsat din brațe, l-ați lăsat toți, cu patru copii, după aia face patru ani de pușcărie, făcea pe nebunul, lucra Dumine ca popa să lua de el, că ce lucru Dumine, că era... Deci nu știu cum le spunea aia, le spunea pe față, la... când vorbea despre evreiere, le spunea și doar. El nu era, nu a fost școlit ca noi, nu zicem așa ceva. Da, el, da. Ai adus pozele? Deci astea sunt, vă mulțumesc mult că ați venit, eu sper că v-am făcut un bine și sper să vi-l fi făcut și să nu mi-l recunoașteți pe față, în sinea noastră sper să-l recunoașteți și ce-o da Dumnezeu, aveți grijă de mobilele de steril, că pun ăștia ochii pe ele. Am fost abordat în chestia asta și de aia și fac demersul ăsta pe unde îmi pot, merg și spun ca să-i avertizez cât de cât, pentru că e aur la nasul nostru.